Te salut, bine ai venit, sunt Bogdan Elie. A venit primăvara, după cum vezi în spatele meu, cireșul a înflorit. Și nu despre primăvară vreau să vorbesc astăzi, tot despre management și despre marketing. Și subiectul videoului de astăzi este despre statistici, analize, rapoarte, trenduri și despre cifre în general. După cum știi, cifrele sunt singurii tăi prieteni în business și cât de important este să îți înțelegi cifrele, să vezi dacă sunt profitabile sau dacă nu sunt profitabile, dacă îți aduc profit sau nu îți aduc profit. De ce spun asta? Zilele trecute, după cum foarte bine știi, eu lucrez cu proprietari de afaceri, lucrez în afacerile lor, lucrăm unul la unul, coaching, consultanță, implementare, analizăm, creăm campanii de marketing, creăm, cum să spun, sistematizare, automatizare în afaceri. Despre ce este vorba mai exact și care e învățătura, să spunem, pe care o poți lua astăzi din acest video? S-a întâmplat ca la unul dintre clienții mei să își facă singur campanii de advertising pe două canale mari din lume, și anume pe Facebook și pe Google, pe AdWords. Așa cum spuneam, s-a întâmplat să-și facă singur cele două campanii și să ruleze aproape de o lună sau poate chiar mai bine campaniile respective. După ziua în care am fost acolo, ne-am apucat să discutăm, să vedem cum funcționează lucrurile, cum merg lucrurile, dacă e profitabil, nu e profitabil business-ul, cum face advertising, așa mai departe, și mi-a arătat aceste campanii. La o analiză inițială a campaniilor ăstora, am să spun acum ceva, nu știu dacă e șocant sau nu șocant, dar aici este învățătura. Așa cum spuneam, e important să știi cifrele, e important și nu numai să le știi, dar e important să le înțelegi pe de o parte și pe de altă parte să te gândești cum sau să știi foarte bine cum le poți îmbunătăți, cum le poți face să lucreze în favoarea ta. Și la o primă analiză a campaniilor, avea două campanii pe AdWords și două campanii pe Facebook, cifrele spuneau asta. Am să spun acum ce comparația. Am ajuns să ne dăm seama că a plătit per vizitator pe Facebook undeva la nivel de între 640 și 950% mai mult decât dacă mi-ar fi spus de la început ce vrea să facă și i-aș fi arătat, i-aș fi explicat ce să aleagă din varietatea de modalități de a face advertising pe Facebook pentru business-ul lui. Deci, încă o dată, repet, între 640 și 950% mai mulți bani a plătit pentru vizitatorii pe care i-a adus pe site decât dacă îmi spunea de la început ce are de gând să facă și să alegem cu cap cea mai bună variantă de campanie pe care putea să o aleagă. De ce spun asta? Pentru că după ce am făcut analizele și după ce am dat drumul la următoarele campanii optimizate, având la bază ceea ce vroia cu adevărat să îndeplinească, am comparat cifrele și ne-am dat seama care este diferența. Iar diferența este exact cea pe care ți-am spus-o. Da? Acum, este extrem de important să îți stabilești de la început ce dorești. Ce dorești, care este obiectivul, care este țelul. Da? Obiectivul strategic pentru campania de advertising pe care o faci. Indiferent că e vorba de AdWords, indiferent că e vorba de Facebook, de Twitter, de Yahoo, de Bing și așa mai departe, indiferent că e vorba de online sau de offline,
Nu contează care este obiectivul strategic, care este țelul tău și cum vei ști că l-ai atins. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte, din varietatea de modalități de a face advertising, încearcă să le înțelegi pe toate și să vezi care este diferența între a alege una sau alta. Pentru că aici a fost, să spun, greșeala, dar este o greșeală la care s-a ajuns din neștiință, din lipsă de analiză și pur și simplu că nu m-au întrebat, s-a zis, lasă că nu mai plătim și pentru serviciul ăsta, fac eu că știu, că doar mare lucru, dau click, click, click și ajung acolo. Și când și-a dat seama câți bani a pierdut, adică câți bani nu a optimizat și pe câți bani putea să aducă de 1000 de ori mai mulți clienți, mai mulți vizitatori pe website, și-a dat seama că într-adevăr este extrem de important să te adresezi unor oameni sau unor firme, în cazul ăsta era vorba de mine, care într-adevăr știu ce fac, care au experiența, care au cheltuit sau au aruncat în joc sute și mii de euro de-a lungul timpului și au acumulat acea experiență, ca să nu mai treci și tu prin asta. Da? Nu cred că ți-e tot una să plătești între 640 și 950% mai mult pe un vizitator când poți să plătești mai puțin, da? Pe el. Și nu numai asta, dar în același buget poți să aduci de 1000 de ori, să zicem, mai mulți vizitatori sau mai mulți clienți în business-ul tău. Hai să spun unde a fost tehnic vorbind, unde s-a făcut diferența. Diferența s-a făcut în faptul că campania sau tipul de campanie pe care l-a ales a fost o campanie pe care este recomandat să o alegi în momentul în care vrei să faci branding. Și asta a făcut, pur și simplu a ales o campanie care practic este dedicată brandingului, în loc să aleagă o campanie dedicată conversiilor, pentru că asta dorea de fapt. Și a aruncat bani pe branding, da? Fără gândindu-se că o să primească clientele. Iar rezultatele sunt astea. Între 640 și 950% a plătit mai mult pe rezultatele pe care le-a obținut, decât dacă ar fi ales de la început tipul concret de campanie și s-ar fi adresat specialistului. Așa că dacă în momentul de față faci advertising pe Facebook, pe AdWords și nu numai, chiar și offline, urmărește-ți cifrele, analizează cifrele, fă split testing, iar dacă dorești să nu pierzi bani, adresează-te unor firme sau unor persoane care au experiența și care știu cum să te ghideze de la început în cel mai profitabil mod posibil. Dacă vrei să lucrăm împreună, undeva aici în subsolul acestui video sau pe această pagină o să găsești datele mele de contact și putem să discutăm. Deci, aceasta este lecția acestui video, ce să iei din el. Analizează-ți datele și înțelege foarte bine de ce alegi un anumit tip de campanie versus un alt tip de campanie, pentru că e posibil să plătești, ca și în cazul clientului meu care nu m-a anunțat, între 640 și 950% mai mult pe rezultatele pe care le-a avut. Acestea fiind spuse, îți urez o primăvară frumoasă, o zi frumoasă, un an minunat și productiv și toate cele bune. Sunt Daniel Lie și până data viitoare, numai bine. Te salut!